Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Astăzi avem ceva mai special așa să facem. Un lucru mai special, adică am făcut acum două zile. Fiindcă ieri v-am arătat o colonie care e super bine, arată foarte bine, puiet suficient, miere, păstură. Aici avem o problemă și am zis, hai să vă o arătăm, să vedeți și dumneavoastră cum și ce putem face, sau ce am făcut, mai bine zis. Ce am făcut aici? Aici am avut o colonie de albine care nu au umat, nu au mătcuță. Și acum vin să văd dacă a acceptat-o pe mătcuța care i-am adus-o. Dar cum am procedat eu, că asta este important. Procedura de lucru, ia uitați aici. Ia uitați aici să vedem dacă se vede. Așa, ia uitați aici cum stă albina pe diafragmă. E o diafragmă acolo și e plină de albi. Diafragma aceea este cea antivaroală. Și eu i-am lăsat aici spațiu cât să treacă o albinuță. Avem și trântorei. Cu toate că sunt oamenii ăștia săraci specialiști, trântorii nu-s buni. Ai de mine, cum să nu fie buni? Problema e să poți să întreții să fie buni, adică să reușești acest lucru. Fiindcă această colonie care era aici, n-a avut matcă. Eu am ținut-o 6 zile cu diafragma respectivă, dar după 6 zile am văzut că a construit boci. Dacă el a făcut boci, atunci a însemnat că nu prea vrea să accepte matca. Ne vrem să accepte matca, bine, am zis, nu vrei să accepti matca, am scuturat toată albina în compartimentul acesta. Și i-am dat drumul să treacă în partea opusă. Acum contactul sigur s-a realizat în astea două zile. În mare parte au rămas trântorii. Și singurul lucru ce trebuie să verific eu acum, o să verificăm împreună, ca să vedeți dacă acum matca a fost acceptată sau nu. Dacă matca a fost acceptată, totul e bine și frumos și îndepărtăm diafragma aceea. Dar cum realizăm acest lucru? În primul rând, voi scoate o ramă să văd dacă sunt boci începute. Dacă sunt boci începute, înseamnă că n-a acceptat mătcuța. Dacă a acceptat mătcuța, vin cu ramele în partea opusă. Ia să vedem dacă totul este în regulă. Sunt ouă prezente. Ouă de o zi. Deci matca încă este prezentă, dar deocamdată, opa, am văzut ceva. Dacă
Să sperăm că nu e problemă. Și din păcate cred că este o problemă. E posibil ca matca să nu mai fie. Acum, în această situație chiar nu mai contează ce voi face eu. Adică contează ce voi face eu, fiindcă vom vedea dacă va putea fi salvată această colonie. Voi căuta matca. Acum, niciun tip de unificare nu este 100% realizabilă, să zicem așa. Toate au un procent de fiecare tip de unificare are un procent de nereușită, adică mai se întâmplă, ce să-i faci. Acum caut o dovadă de să fiu convins că matca nu există. Ce putem face noi în această situație? Putem veni cu o altă mătcuță . Eu am văzut doar o urmă de botcă. Putem face următoarea chestie, să facem o matcă de urgență care de salvare. Sau încercăm să mai aducem o matcă. Dar, odată ce își face boci, acceptarea măcilor va fi foarte dificilă. Și trebuie să punem în balanță dacă va accepta matca respectivă sau nu. Cam aceasta ar fi situația. Bine, având experiența anilor trecuți, știu că se poate încă împerechea măci fără nicio problemă. Mă uit un pic după ea, totuși mai dăm o speranță. Adică mai stăm cu o speranță, să vedem. Da. Poate da, poate nu. Avem. Niciodată nu stăm 100% siguri, adică așa e apicultorul. Sperăm până la capăt. Iată, aici avem nectar. Aceasta nu este. Bine, acum aici am adus o matcă care era mai uzată, așa. N-am adus una tânără, fiindcă știam de acest risc. Avem surpriză și bucurie. Ia te uite aici. Ia ce frumos. Avem mătcuța.
Bun. Deci ea a fost acceptată. Foarte frumos. Acum o punem aici, fiindcă albina cu legătoare în general așa. Albina cu legătoare în general a venit în partea aceasta. Așa. Așezăm ramele la locul lor. Matca este acceptată, deci o situație rezolvată. Acum îndepărtăm această diafragmă. Am reușit să îndepărtez diafragma și mergem mai departe. Organizăm cuibul la locul lui. Ia să vedem ce avem aici. Avem și aici larve, întoarcem invers. Această colonie nu... Ce zic, această albină nu va intra în iarnă ea, bineînțeles, dar va crește puiet foarte valoros care va intra în iarnă. Și va ierna undeva pe 3 rame, cam pe acolo. Avem și aici păstură, foarte important. Acum totul se va remedia. Albina va intra în drepturi, să zicem așa. Iată o altă ramă cu păstură. Foarte, foarte bine. Iată, așa devine o colonie pierdută, o colonie salvată. Așa. Pentru a fi sigur, peste o săptămână mai verificăm o dată. Pentru a fi sigur de prezența mătcuței. Vom veni cu sirop. Azi e o zi în care dăm siropel. Așa. De acum totul este bine. Am văzut în niște filme că
apicultorii care prezintă ceva au tendința să sperie omul. Nu știu de ce trebuie să sperie omul. În momentul în care sunt momente grele, de exemplu, cum a fost anul acesta, eu nu cred că... De fapt, unii au zis că au extras zeci de kg de miere și zic că este un an greu. Mă, întoarceți ceva la albinuțele, investiți un pic în ele. Din 50 de kg de miere puteți să întoarceți 5 kg de miere la aceste ființe ca să fie bine. Mai zice cineva că tehnica apicolă chinuie albina. Cum se chinuie albina dacă este tehnica apicolă folosită de sute de apicultori? Acum eu ce fac? Chinuie albina, care a rămas fără matcă și am venit cu o altă matcă. Acum am stresat această matcă care am adus-o, că vai, e frică de... va fi omorâtă. Păi ăsta e riscul, ăsta e... nu te mai apuci de albine. Le lași în pace să le îngrijească altcineva, dacă ți-e frică să faci anumite tehnici. Sunt sigur că sunt care cumpără mătcuțe și le pierd din cauza tehnici apicole, fiindcă nimica nu-i 100%. Sunt ființe, totuși sunt ființe vii. Nu știu cum reacționează o matcă, vedeți? Eu aici m-am cam îndoit un pic la început că e acceptată. Da, dacă e acceptată, foarte bine. Dacă nu e acceptată, ce poți face? A omorât tot ce înseamnă că sunt criminal, că am adus matcă să salvez o colonie de albine? Unde ați văzut? Ce gândire stupidă este acesta? Păi nu mai creștem albine, nu mai... Cum să nu mai cresc albine? Fiindcă eu mănânc miere după ele. Da? O să vin cu sirop îndată, că azi este zi de siropială. Bun, această colonie este rezolvată în proporție de 90%, deci tot timpul există un risc. Tot timpul mai există un risc, nu există așa ceva. Și în momentul în care ai văzut că o colonie o duce foarte bine, și atunci sunt risc. Bine, ne vedem probabil și mâine, până data viitoare, numai bine!